Două locuințe din satul Vulcănești au fost incendiate. Proprietarul acestora este bărbatul care, la sfârșitul lunii mai, l-a împușcat cu sânge rece pe consăteanul său chiar în plină stradă. Acesta se afla în conflict direct cu rudele decedatului, care anterior au recunoscut că se vor răzbuna. Din fericire, în momentul incendiului, nimeni nu se afla în locuințe. La fața locului au venit pompierii, dar și polițiștii. Ultimii au spus că investighează cazul. Cei care au alertat pompierii au fost oamenii care locuiesc în preajmă. Veniți la fața locului, aceștia au luptat cu flăcările timp de 15 minute. În jurul orelor două, azi noapte, în Părinte Apel, la 112, precum că în satul Vulcănești, a fost incendiat o casă de locuit. Deci, din prima intervenție a salvatorilor la fața locului, și după ultimele informații, au parvenit precum că casa ar fi fost incendiată intenționat. Deplasându-mă la fața locului, am observat mai multe uși, adică mai multe uși și ferestre care erau stricate. Focarul de ardere se observă mai mult din partea ferestrei din dormitorul de locuit. La momentul de față, în casă nu era nimeni. Din sursele de informare, adică mai mult vecini erau prin preajbă. Chiar dacă au localizat și potolit incendiul, misiunea pompierilor, dar și a polițiștilor nu s-a încheiat. La scurt timp, aceștia au mers la o altă locuință, care de asemenea fusese incendiată intenționat. Deci, după aproximativ 20 de minute, a parvenit iarăși apel că în apropiere de casa unde a fost incendiată, altă casă a fost incendiată, unde salvatorii au intervenit și au dovedit totul și au neutralizat focul în foarte scurt timp. Nu locuia nimeni, după ultime informații, persoanele sunt aflate la Chișinău. Cazul este investigat de polițiști. S-a constatat, într-adevăr, că au fost incendiate două domicilii în satul Vulcănești. S-a efectuat un șir de acțiuni mai plenat pe tine cercetat la fața locului, s-a stabilit că domiciliile au fost incendiate, până la moment se verifică un șir de versiuni. La moment, versiuni clare care să dea un rezultat concret nu avem, dar și parcurs stabilim cine este vinovat. Risc să fie atras la răspundere penală, conform articolul 197 din codul penal, vecinii spun că nu au auzit și nu au văzut nimic. Eu nu știu cine a dat foc, drag, nu știu. Nu, n-am auzit. Aseară am văzut, când am văzut, a venit mașina aceea, care, tușitilnic, care a fost mașina. Am ieșit și eu până acolo. N-am auzit. Cu pușca eu n-am auzit, drag, n-am auzit pușca, n-am auzit nimic. Cum credeți că este răzbunare? Măi, om de Dumnezeu, cum să spun, nu trebuia de ucis pe copilul cealaltă, că a rămas copiii lui, a rămas, pe să ferească Dumnezeu. Dar locuia cineva în această casă? A? Locuia cineva în această casă? O... Dar unde sunt stăpâni? Dar stăpânii unde-s plecați? Credeți că a fost ceva intenționat? Nu, nu pot să... Dar locuia cineva în această casă? Nu, ia că de asta nu știu. Dacă știam, o spuneam. Dar după cât ați auzit, ați ieșit în drum, cum credeți? S-a prins singur sau a fost un incendiu intenționat? Dar și s-a mai ars? Această casă și la Valencu. Da, nu. Nu am fost acasă aseară, sincer. Dacă eram, vă spuneam tot. Da. Nu s-a luat nimic peste ferești. Nu știu eu, cred că... Dar locuia cineva în această casă? Nu știu. Nu știu nimic. De la sfârșitul lunii mai, romii din Vulcănești nu își pot găsi liniștea atunci când un bărbat a fost omorât. Amintim că victima, care se pregătea de nunta fiicei mai mari, își parcase mașina la poartă și urma să descarce cumpărăturile făcute pentru marea petrecere. La un moment dat, un tânăr a coborât dintr-un alt vehicul și a efectuat cel puțin 5 împușcături în direcția sa. Ulterior, acesta a plecat acasă, unde a și așteptat venirea polițiștilor care l-au îngătușat la scurt timp.